Da, cine este pentru procesul verbal al ședinței anterioare? Vreți spre ce votor pentru? Domnul președinte? Deci, având în vedere că domnul primar nu este astăzi, să țin eu să prezint ședința. Deci, o să prezint ordine de zi. La punctul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii OAT Iași, Consiliul Județean Iași, în vederea depunerii și implementării pentru OAT Strunga, Consiliul Local al Comunei Strunga, Județul Iași, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR, componenta C16 Educație. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023. Punctul numărul 3. Aprobarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2023. Punctul numărul 4. Aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și sau de reprezentare a OAT Comuna Strunga, Județul Iași, a primarului Comunei Strunga și a Consiliului Local al Comunei Strunga, Județul Iași. Punctul numărul 5. Aprobarea achiziționării unor servicii specializate de întreținere și mentenanță pentru buna funcționare a primăriei Comunei Strunga, Județul Iași. Punctul numărul 6. Aprobarea achiziționării serviciilor de cadastru la nivelul OAT Strunga, Județul Iași. Punctul numărul 7. Aprobarea achiziționării serviciilor de întocmire a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărie a apelor la nivelul OAT Strunga, Județul Iași. Punctul numărul 8. Aprobarea amplasamentului groapă de neutralizare prin îngropare a cadavrilor de animale și elaborarea documentației tehnice necesare obținerea avizului de gospodărie a apelor. Și mai avem un punct suplimentar. Nu, asta e. Desemnarea din rândul dumneavoastră a doi consilieri pentru evaluarea performanțelor secretarului general al Comunii pentru anul 2022. Știți că în luna martie se face această evaluare. La secretar trebuie dumneavoastră consilieri să desemnați doi membri. Cine este de acord cu ordinea de zi? 13 voturi pentru. Vă mulțumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Privind aprobarea împuternicirii OAT Județul Iași, Consiliul Județean Iași, în vederea depunerii și implementării pentru OAT Comuna Strunga, Județul Iași, Consiliul Local al Comunei Strunga, Județul Iași, a aplicației de finanțare pentru apelul de proiecte, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat pe PNRR, componenta 15 educație. La articolul 1. Se aprobă împuternicirea OAT Județul Iași, Consiliul Județean Iași, în vederea depunerii și implementării pentru OAT Consiliul Local al Comunei Strunga, aplicație de finanțare pentru apelul de proiecte, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR, componenta 15 educație. Articolul numărul 2. Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între OAT Strunga, Consiliul Local al Comunei Strunga și OAT Județul Iași, Consiliul Județean Iași, în vederea depunerii implementării proiectului dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțat prin PNRR, componenta C15 Educație, conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Articolul numărul 3. Bunurile achiziționate de către OAT Județul Iași, Consiliul Județean Iași, în cadrul acestui proiect, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe finanțat prin PNRR, vor fi date în folosință gratuită către OAT Strunga, Consiliul Local Strunga, printr-un contract de comodat și proces verbal de predare-primire. Articolul numărul 4. Bunurile achiziționate de OAT Județul Iași, Consiliul Județean Iași, în cadrul acordului de proiecte, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, vor fi date în folosință gratuită de către OAT Strunga, Consiliul Local Strunga, pentru o perioadă de implementare a proiectului Unității de Învățământ Școala Gimnazială Strunga, în calitate de beneficiar final, final al proiectului menționat, printr-un contract de comodat și proces verbal de predare-primire. Articolul numărul 5. Se împuternicește domnul Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, să semneze pentru și în numele OAT Strunga, Consiliul Local al Comunei Strunga, contractul de finanțare
precum și orice înscrisuri în legătură cu proiectul, dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, finanțate prin PNRR. Primarul Comunei Strunga, județul Iași, va asigura aducerea la îndeplinirea prevederilor prezente de hotărâri. După cum știți, aici au mai fost discutat și luna trecută pentru dotarea școlilor, adică școlii, gimnazială Strunga, cu locațiile care le mai au în subordine, cu materiale, cu mobilier și materiale didactice și echipamente digitale. Este, adică s-a discutat cu domnul director, s-a făcut și anexa acordul, ce face parte integrată din hotărâri. Și acum, dacă mai are ceva domnul director de adus, vă lămuri la acest punct. Am prezentat în ședința trecută, este noi avem cu mobilier școlar, o sală de clasă, prețul estimat, sunt închide, este de 4.000 de euro, noi avem trecute 20 de sală de clasă, echipamente informatice la sale de clasă, valoare închide este 4.300 de euro pentru 20 de sale de clasă și o sală de tip de informatică, valoare închide este de 18.000 de euro. Consiliul local prin hotărâri a desemnat Consiliul Județean pentru a reprezenta acest proiect. Sperăm să fie de bine și să, eu știu, beneficiem de 100%, măcar că eu știu un pact de 50%, pentru că este o valoare mare, la nivel național, valoarea fiind de 1 miliard de euro fără TVA. Da, mulțumim. Alte discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? 13 voturi pentru. Trecem la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023. La articolul numărul 1, se aprobă planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2023, conform anexei care face parte integrată de prezenta hotărâre. Articolul 2. Viceprimarul Comunei Strunga, județul Iași, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezente hotărâri. Și aici o să vă dau citire planului de lucrări pentru 2023. Lucrări de întreținere a parcului Comunei Strunga, lucrări de întreținere a acostamentelor, șanțelor, podețelor de pe rada Comunei Strunga, lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din Comuna Strunga, școli, biserici și așa mai departe, întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale și județene de pe raza Comunei Strunga de Zăpezări, lucrări de curățare manuală a albilor pârâurilor de pe raza Comunei Strunga de Colmatări, lucrări de întreținere a depozitelor declarate închise de pe raza Comunei Strunga, reabilitarea istazului comunal și alte activități de interes și utilitate publică. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, da, vă rog. Lucrările pentru la parcul Strunga. Lucrările la parc au fost finalizate, s-a făcut recepția. Deci nu s-a făcut recepția, deci urmează să, în primăvară să încheie lucrările. Bun. Și noi întreținerea ce o să facem noi pe urmă. Nu este proiectul nu este finalizat. Nu este finalizat, dar întreținerea lui după ce se obligat. Deci o să fie pe perioada de vară cosit lucrările de întreținere. Da. Alte discuții? Dacă nu mai sunt alte discuții, spune la vot. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Trecem la punctul următor. Privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2023. Articolul 1. Se aprobă programul anual de achiziții publice pentru anul 2023 la nivelul Comunei Strunga, județul Iași, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul numărul 2. Compartimentul achiziții publice și financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului Comunei Strunga, județul Iași, vor aduce la îndeplinire prevederile prezente hotărâri. Și aici o să vă dau citiri, cu toate că ați primit, fiecare comisie au primit, primit ca proiecte de... Ați primit programul anual de timp, da?
Sunt discuții pe baza lui? Dăm citire? Da. Eu aș face o mențiune, da. Am studiat programul de achiziții, este suficient de mare, dar s-ar îndeplini, eu știu, un protocol de 60-70% ar fi un lucru bun. Am urmărit în mod special, mă interesează în mod special școala, am văzut cu domnul primar, am văzut că este prins în programul de achiziții, achiziționarea unui container și magazin, da. Necesar la școala Strumă, pentru că nu avem niciun spațiu pentru a depozita materiale. Materialii sunt o parte din materialii electronice care sunt sensibile la faptul de chimieniu și se pot deteriora. Acest container... Aici cred că o să te consultăm împreună, să căutăm o modalitate și un container care să fie util pentru... Da, da, da. Da. Dacă nu, o să punem la vocinesc pentru... Da, vă rog frumos. Aș propune achiziționarea unui berei pentru mașina care împrăște din simplu sarea. Este prins în plan de... Da, da, pentru dotarea, da, da. Am și am... perioada de iarnă, arată urât. Am solicitat niște oferte de studiere acum pentru o post pe tractor hidraulic ca să poți să periem, știm. Da? Deja am contactat niște furnizori să căutăm. Îmi permiteți o intervenție scurtă până la pierie. Cetățenii comunii Strunga, acolo unde este asfalt, mă poate spune mâna și pivături, scuvături, șanțul corect. Și casa corect. Pentru aici e o problemă mare. Corect. Adună, cu sprijinul dumneavoastră o să facem și treaba asta. Nu numai nisipul, dar mai trebuie să iasă și oameni și corect. Să se poartă de acolo dumneavoastră. Aici să ne implicăm împreună. Împreună. Așteaptă primăria utilală. Dar mai punem la pilopață și dezi din față porță. În 5 minute, în 10 minute, că nu durează o ieșnici. Nu vorbim numai de trotuare, vorbim de centru, de drumuri, în general, pentru drumuri. Da, da, rigoare. Deci ce ține de drumuri și asta e treaba noastră a primăriei. Ce ține de acostament și de... Da. Făcut odată și apoi ce nu întreține sănătatea. Atunci o discuție. Alte discuții? Dar nu mulțumesc. Cine este pentru? 13 voturi pentru. Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Primind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare a unității administrative a Comunei Strunga, județul Iași, primarul Comunei Strunga, Consiliul Local al Comunei Strunga, județul Iași. La articolul numărul 1. Se aprobă achiziționarea pe perioadă determinată, conform prevederilor legale, a serviciilor de juridice, de consultanță, asistență și de reprezentare a OATE Comuna Strunga, județul Iași, a primarului Comunei Strunga, județul Iași, a Consiliului Local al Comunei Strunga, județul Iași, până la ocuparea, prin concurs, a funcției publice de execuție vacante de consilier juridic din aparatul de specialitate al primarului Comunei Strunga, județul Iași. Articolul numărul 2. Se împuternicește primarul Comunei Strunga, județul Iași, să asigure derularea procedurilor de achiziție a serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare și să semneze contractul de servicii încheiat ca urmare a finalizării acestor proceduri. Articolul 3. Costurile aferente contractului de prestări servicii se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Local Comunei Strunga, județul Iași. Articolul 4. Primarul Comunei Strunga și compartimentul achiziției publice din Departamentul de Specialitate al Primarului Comunei Strunga vor aduce la îndeplinire pe vederile prezentei hotărâri. Deci e vorba de postul vacant de consilier juridic, care este vacant și până să fie ocupat, o să fie pentru contract de prestare servicii încheiat pe o perioadă de un an de zile, nu? Până la ocuparea postului. Dacă aveți discuții, dacă nu, spune la vă cine este pentru. Cine este pentru? 13 voturi. Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Privind aprobarea achiziționării serviciilor de întreținere și mentenanță pentru buna funcționare a unor bunuri din patrimoniul OAT Strunga, județul Iași. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor de întreținere și mentenanță pentru buna funcționare a unor bunuri din patrimoniul OAT Strunga, județul Iași, după cum urmează.
pentru calculatoare din dotarea personalului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Sprunga, pentru imprimante din dotarea personalului din aparatul de specialitate al primarului Comunei Sprunga și pentru sistemele de supraveghere video instalate la sediul primăriei, Consiliul Local al Comunei Sprunga, precum și în celelalte state componente ale Comunei Sprunga, județul Iași. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Sprunga, județul Iași, să asigure derularea procedurilor legale de achiziție a serviciului de întreținere, de mentenată, și să semneze contracte de servicii încheiate ca urmare a finalizării acestor proceduri. Articolul 3. Costurile aferente contractelor de prestări servicii se vor asigura din bugetul propriu al Consiliului Local Comunei Sprunga, județul Iași. Articolul 4. Primarul Comunei Sprunga și compartimentul achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Sprunga, județul Iași, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Deci aici este vorba de toate serviciile, calculatoare, imprimante și sistem de supraveghere, care le avem în cadrul primăriei și vreau de întreținerea și mentenanța acestor servicii. Trebuie un HCR pentru treaba. Discute dacă sunt. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc. 13 voturi pentru. Următorul punct. Aprobarea achiziționării serviciilor de cadastru la nivelul UAT Strunga, județul Iași. Articolul 1. Se aprobă acționarea serviciilor de cadastru la nivelul UAT Strunga, județul Iași. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Strunga să asigure derularea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de cadastru și să semneze contractul de servicii încheiat ca urmare a finalizării acestor proceduri. Costurile referente contractului de prestări servicii se va asigura din bugetul propriu al Consiliului Local al Comunei Strunga, județul Iași. Articolul 4. Primarul Comunei Strunga și compartimentul achiziții publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Strunga vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Aici este vorba de servicii de cadastru care le facem pentru... Deci nu e serviciul care se face ăla gratuit cu sistematizarea. E vorba de servicii de cadastru care l-am făcut și-l facem, am avut pentru inventarierea drumurilor, domeniul public și privat, pentru schimbarea cătării de folosință, pentru mai multe... Deci, dacă îmi permiți, da. Deci până la realizarea sistemului cadastral, care avem o firmă, mai sunt proiecte, mai sunt situații când avem nevoie de intabulare, de dezmembrare, de alipire. Asta nu putem aștepta până și termină firma tot cadastrul general al comunii. Și atunci suntem nevoiți ca pentru un anumit obiectiv, pentru un anumit bun, că este teren, că este construcții, să apelăm la servicii de cadastru. Și atunci obligatoriu trebuie să avem și acordul nostru. Deci nu se suprapune cu cadastrul general. E altă chestiune că aici sigur vine Curtea de Conturi și nu dă peste mânuță și da. Să băgăm mâna în buzunar. Discuții dacă sunt. Dacă nu, cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Privind aprobarea achiziționării serviciilor de întocmire a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărie a apelor la nivelul UAT, Comuna Sprunga, județul Iași. Articolul 1. Se aprobă achiziționarea serviciilor de întocmire a documentației tehnice pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor, autorizație necesare pentru 3 poduri existente pe raza Comunei Sprunga, județul Iași. Articolul 2. Se împuternicește primarul Comunei Sprunga, județul Iași, să asigure derularea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de întocmire a documentației tehnice și să semneze contractul de servicii încheiat ca urmare a finalizării acestor proceduri. Articolul numărul 3. Costurile aferente contractului de prestări servicii se va asigura din bugetul propriu al Consiliului Local al Comunei Sprunga, județul Iași. Articolul 4. Primarul Comunei Sprunga, județul Iași și compartimentul achiziții publice din departamentul de specialitate al primarului Comunei Sprunga, județul Iași, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Aici dacă pot să fac eu Apele Române, când a fost în controlul din... este o notă de constatare. Da, mulțumesc, domnul secretar. Prin care domnul Vârgă, șef sistemă de la Iași, ne-a dat ca măsură să autorizăm podurile. Podurile care ar fi? Ar fi 3 poduri. La curbă, la intrarea spre Cucova, primul pod,
al doilea între dealul la Tricucuva și Fărcășeni și al treilea la Moș Bilboc la Vale, la, în satul Fărcășeni. Aceste trei poduri trebuie să fie autorizate din punct de vedere tehnic. Acum noi am luat legătura cu un specialist, i-a făcut un contract și urmează să finalizeze lucrările și să ne-l predea. Și pentru treaba aceasta trebuie un trebuie hotărâre. Asta a spus pentru drumul care s-a făcut? Pentru, e vorba de părăul Mihăilii. Drumul principal. Da. Doar drumul principal. Mai sunt totuși un alt. Nu, drumurile, fiind drum comunal, astea drumurile noastre. Ce sunt drumurile... Vorba despre trei poduri. Trei poduri, da. Toate... Da, nu toate trei poduri. Deci s-a făcut o notă de constatare, s-a venit la fața locului, la apele române, și zonele, podurile astea trei trebuie să fie autorizate. Ne supunem, da. Alte discuții, dacă sunt. Dar acum cine este pentru? 13 voturi pentru. Vă mulțumesc. Acum trecem la următorul punct. Privind aprobarea amplasamentului pentru groapă de neutralizare, prin îngroparea cadavrilor de animale și elaborarea documentației tehnice necesare obținerea vizului de gospodărie a apelor. Articolul numărul 1. Se aprobă amplasamentul pentru groapă de neutralizare prin îngroparea cadavrilor de animale în Tarlaua 69, parcela 637/7, în suprafață de 2000 de metri pătrați, teren aparținând domeniului public al OAT Strunga. Articolul 2. Se aprobă achiziționarea serviciilor de întocmire a documentației tehnice necesare obținerea vizului de gospodărie a apelor pentru groapă de neutralizare prin îngroparea cadavrilor de animale. Articolul numărul 3. Se împuternicește primarul comunei Strunga, județul Iași, să asigure derularea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de întocmire a documentației tehnice și să semneze contractul de servicii încheiat ca urmare a finalizării acestor proceduri. Articolul numărul 4. Costurile aferente contractului de prestări servicii se va asigura din bugetul propriu al Consiliului Local al Comunei Strunga, județul Iași. Articolul 5. Primarul Comunei Strunga și compartimentul achiziții publice din aparatul de specialitate a primarului Comunei Strunga, județul Iași, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Un aplasament aici. Deci, tot pentru o adresă de la Apele Române. Avem ca măsură prima dată să căutăm amplasamentul, l-am identificat. Ca și amplasament, ca e în 69, în Ponoare, spre pădurea la Buznea, unde este puțul sec vechi. Undeva în apropierea, deci mai departe, deci s-a căutat să fie departe de localități, departe de cursuri de apă, sunt mai multe. Deci nu trebuie să fie la nu știu câtă distanță, de 200 sau 300 de metri, de un curs de apă, să nu se înveteze. S-a identificat asta, cred că din mai mulți ani în urmă, dar acum avem o notificare de la Apele Române prin care trebuie să mergem mai departe, să o autorizăm. Trebuie o documentație tehnică. Deci să vină un specialist la fața locului, să constate că nu se infiltrează în apa reatică, nu e la distanță de, deci... Și aici dă și niște date tehnice. Deci acolo, ferească Dumnezeu, ați văzut la televizor cu curcane de, nu știu, jos, dincolo, care... Trebuie să fii pregătit cu asemenea locație. Da, discuți dacă mai simt. Dacă nu, da, vă rog. S-a ridicat în mai multe rânduri de problema cărilor fără scăpări din localul de azi. Nu, haideți să terminăm cu punctul ăsta și la discuții, dacă mai simt. Nu. Deci nu, supunem la vot punctul. Supunem la vot punctul respectiv, da? Cine este pentru? Da? Mai avem un punct pe ordine de zi suplimentar? Da, aici, domnul viceprimar, dacă îmi permiteți, da. Fac eu o precizare. Deci, în fiecare an, în perioada 31 martie, se face evaluarea performanței profesionale ale funcționarilor publici. Pentru funcționarii publici de execuție din primărie, aceste rapoarte le fac șefii de compartimente. Aici, domnul primar are un anumit număr de personal, eu alt număr de personal. Pentru funcția de secretar general al comunei, conform
prevederilor legale, această evaluare se face de către o comisie care este formată din primar și doi consilieri. Dumneavoastră, promotor de Consiliul Local, trebuie să desemnați doi consilieri. Ulterior, domnul primar, pe baza hotărârii dumneavoastră, va constitui acea comisie formată din dânsul și cei doi consilieri desemnați de către dumneavoastră. Asta sunt precizările care... Și acum trebuie să propunem doi consilieri locale. Vă rog, domnul. Eu propun să rămână aceeași de anul. Aceeași comisie de anul. Puneți nume și prenume, că nu mai știm. Domnul Anton și eu am fost pe acolo. Da, Agafiție Ioan și Consiliul Anton. Dacă sunt alte propuneri. Dacă nu, se spune la vot. Cine este pentru? Da, asta e vot. Pentru două opțiuni. Da. Acum, trecem la discuții. Da. Acum... Dacă tot și groapă, vă... Nu. Eu urmăresc, la câteva zile, că dau persoane care sunt atacate de cămii fără stăpâni. Sunt și în satul Struga, mulți, dar, în mod special, în curtea școlii am vreo 7-8 câini acolo. Și eu știu, deocamdată, n-au fost cazuri în care, eu știu, să atașe sau să meargă spre ele, dar totuși sunt un pericol, cei din curtea școlii. Deși ei umblă ziua, unii umblă perioada când nu sunt copii, dar când sunt copii la școală, permanent stau în curtea școlii. Noi am mai avut o discuție și domnul primar a adus în discuții problema respectivă, să facem un contract cu firmă, să castrăm, să vorbim cu un medic. Deci noi o să... Adică cei care sunt în sat, sunt și așa un pericol, dar permanent mai mic. Sunt copii de grădini. Cred că mai sunt chiar din sat care stau slobuți și vin la școală, care și la lui sunt care îi lasă slobuți din sat și s-au stat și gardul. Că ăștia sunt ruși, ieri. Mai este vreo câteva pe o stradă care îi sar gardul și merg după oameni. Noaptea bună. Ăștia au echipă. Da. Deci o să facem un contract cu o firmă, că trebuie să facem un contract cu o firmă specializată. O să deci vedem oricum, costuri, să vedem... Deci oricum, noastră în decembrie ați hotărât cu înființarea serviciului, dacă vă aduceți aminte, și serviciul de achiziție trebuia să se găsească o modalitate ulterior, pe 26 ianuarie, dacă vă aduceți aminte. Domnul primar a spus să gândești la o soluție de sterilizare a câinilor care sunt la populație. Să vedem, să... Deci chiar astăzi trebuie neapărat aici găsită soluții, că ferească Dumnezeu până la... Da, și să știți că și în sat sunt foarte mulți. Știu. Acum, cam, cred că în toată țara sunt, nu numai... Eu cred că e nu și din altă parte. Nu de ăștia ca să fie mici să crească. Apar așa... Știți că tu a ajuns, știți că era într-o chiar vorba de firma de la Vaslui, era 600, anul ăsta e 800 de câini. Eu știu prețul, dar nu știu, găsesc o soluție. Trebuie găsit. Deci exclus să vă gândiți la groapa de gunoi pentru treaba asta. Acolo noi taie cu bani. Nu am gândit la asta. Orice soluție de-a să dispare din curtea școlii. Știm, noi știm acum. Deci doar să vină... Dacă îi lăsați colegii de acolo sau acolo, dacă îi lăsați jumătate, poate să știți. Nu este că dată este în accidentul ăla, dacă este un accident, da, un pic, haideți să vorbim pe rând un pic ca să înțelegem. Deci, ca să faci un padoc, trebuie să fie autorizat, sunt mai multe chestii. Cum ar era gospodăria? Vă rog, dacă vreți să vorbiți pe rând. Ca să ne înțelegem, da? Da, scrieți-vă la cuvânt care aveți. Da. Vă place să vorbiți unul pe seama. Alte discuții, dacă mai aveți. Dacă nu, declară ședința închisă. Mulțumesc că poți fac atât de bine.